mislim, unutarno je stvara. Dacă revine, voi sublinia, poate în primul rând, faptul că acest jurnal nu este un jurnal în accepțiunea curentă a termenului, care un gen literar în mod inevitabil egocentric. Autorul nu se întoarce asupra sieși pentru a da glas activităților, pentru a expune activităților, pentru a da glas sentimentelor sale, ci din potrivă, mai degrabă, având convingerea profundă că este martorul unor evenimente istorice însemnate, dorește să depună mărturie, mărturia unui martor activ, cu privire la un naufragiu. Naufragiul politic al României în anii 1938-1940, între instaurarea dictaturii carliste și destrămarea României Mare. În acest cadru vedem puternic amprentate de personalitatea copleșitoare a autorului, prindându-se în fața noastră, cititorii volumului, personalitățile care au marcat viața politică a României în acei ani, însă îi vedem în portrete neidealizate, portrete care nu sunt atinse de patina inevitabil nivelatoare a timpului, portrete în care ei ne apar cu ambițiile, cu intrigile, cu țelurile lor imediate, așa cum autorul i-a cunoscut. Fără îndoială, jurnalul nu este totuși izolat. Poate fi citit în oglindă cu alte jurnale din epocă, cu alte însemnări, mă refer, e o pildă între altele la însemnările lui Constantin Argetoianu. Argetoianu care, de altfel, nu se bucură de un portret foarte măguritor în un jurnal, portret care poate fi recompus din numeroase însemnări care îl privesc. Argetoianu i-a fost apropiat lui Nicolae Iorga în perioada guvernării, când a fost ministru de interne și ministru de finanțe, apoi s-au despărțit în momentul după demisia guvernului Iorga, când Argetoianu a creat o nouă formațiune politică, Partidul Agrar. Dar în perioada pe care jurnalul o descrie, cea anilor 1938-1940, portretul lui Argetoianu este cel al unui instigator al dictaturii carliste, al președintelui Senatului și, începând în septembrie 39, al primului ministru. Aceasta e ipostaza cu toate pățișurile ei pe care jurnalul ne face să o întrezeme. E un exemplu între altele. Însă ceea ce dă spate, dincolo de radiografia acestui naufragiu politic din jurnal, este personalitatea covârșitoare a autorului. Înarmat cu o încredere nestrămutată, o încredere pe care nimic nu o clatină în viitorul poporului său, în capacitatea acesteia de a supraviețui și de a se ridica prin educație. Cititorii jurnalului vor fi poate surprins să vadă cât de ades revine în paginile lui mențiunea teatrului, a funcției educative pe care autorul considera că teatrul o are în societate. Teatrul în aer liber de la Vălen, unde se strângeau uneori mii de oameni, între care țărani, Teatrul Ligii Naționale, unde erau piese care mergeau de la teatrul antic până la piese scrise de autorul însuși. Apoi conferințele, iarăși apar și reapar de-a lungul jurnalului, conferințele nenumărate la Teatrul Național, în primul rând, dar nu doar, în care Iorga nu obosește să învețe, să dojenească acolo unde este cazul, să încerce să trezească în compatrioții săi dragostea de artă, de istorie, de înțelegerea istoriei, câteodată cea mai recentă. Aceste conferințe merită fără îndoială citite și azi. Ele au fost cele mai multe dintre ele publicate în dată după ce au fost rostite în
că să fii editat. Dincolo de această prodigioasă activitate de educare a maselor care nu are termen de comparare în epocă, trebuie să spunem, răzbate din jurnal de asemenea, era inevitabil în lucrul acesta, activitatea științifică, în egală măsură prodigioasă. Perioada acestor ani cumpliți, care sunt 1938-1940, este totuși perioada în care, Ovidiu a amintit-o deja, în care monumentala istoria românilor în 10 volume este definitivată. Și, într-adevăr, ea nu s-a bucurat la vremea respectivă de atenția pe care o merita din partea contemporanilor. Ca să nu mai spunem că este menționat acest lucru în jurnal, faptul că statul român refuză să plătească stenografele pe ediții franțuzești. El de-a se plânge de acest lucru în jurnal. La această activitate, sigur, se adaugă o mulțime de alte lucrări, articolele nenumărate în analele Academiei, cele două reviste pe care le-a fondat și pe care uneori le scrie singur. Și nu în ultimul rând, s-a spus deja lucrul acesta, dar îmi place să-l repet, instituțiile pe care le fondează. Le fondează, le păstorește, le menține, le dezvoltă și unele dintre ele rezistă timpului. Avem, eu și Ovidiu, privilegiul de a face parte din două dintre ele, care au rezistat pentru că au fost clădite pe temeliile cele mai solide. Și pentru că am menționat Academia, Institutele Academiei Române, îmi vine în minte o scrisoare din jurnal. Dacă nu greșesc, este în 24 septembrie 1940, o scrisoare adresată președintelui Academiei, care nu a fost citită în plen și din acest motiv, evident, nu apare nici în analele Academiei, dar pe care o veți regăsi în jurnal, transcrisă integral. Scrisoare în care Iorga îi reamintește președintelui Academiei menirea și rostul pe care trebuie să le aibă Academia, îi cere ca Academia să nu fie aservită noi putere politice care se instalase și de asemenea îi reamintește rostul pe care Academia trebuie să-l aibă în refacerea morală a țării. Cred că e foarte important această scrisoare și faptul că ea se regăsește în jurnal este un privilegiu. Scrisoarea e la un pic mai mult de două luni înaintea tragicului sfârșit. Până atunci intervine cumplitul cutremur din 10 noiembrie 1940, care inevitabil are un ecou în jurnal. București este practic adus în ruină, casa lui Iorga, între altele, și așezămintele. Acest cutremur care este, într-un fel, parcă prevestitor al sfârșitului tragic. În aceeași perioadă, Iorga este anchetat la institut. Îi se cere să prezinte cărțile pe care le are în birou, cărțile care serveau la redactarea istoriologiei, ultima operă pe care o redacta în acel moment. Este pensionat forțat de la universitate. Casa de la Mărenii de Munte este strânjuită de 3 legionari care îl legitimează. Este practic începutul sfârșitului. Sfârșit care pune capăt unei vieți clopotitoare, pe care nu cred că greșesc dacă spun că nu numai că nu putem să o măsurăm, dar e foarte greu să o și cuprindem cu privire. Putem eventual doar să rămânem uimiți că o asemenea viață a clopotit aici, foarte aproape de noi, cu mai puțin de un secol în urmă. Vreau să-i mulțumesc domnului profesor Dupidic pentru, o dată pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, dar în primul rând pentru că a editat acest jurnal și firește editurii Humanitas pentru că și-a asumat această